Bună seara, doamnelor și domnilor! E festival în toată regula de invective între PSD și PNL, în vreme ce locotenenții își aruncă vorbe grele, fără opreliști, cei doi lideri ai coaliției, Ciucă și Ciolacu, joacă mai degrabă cartea victimizării. Se plâng de așteptări înșelate, de neîncredere, de lipsă de comunicare. Cu totul alt film decât cel în care jucau cu doar o lună, două în urmă. A început marea operațiune de convingere a electoratului că s-a terminat prietenia și că cele două partide, cei doi prezidențiabili, luptă unul cu altul pe bune. Despre cât succes are tot circul ăsta și la cine, discutăm imediat. O să vedeți și care sunt variantele de comisar european femeie din partea României, după discuțiile tensionate dintre premier și șefa Comisiei Europene, ce consecințe pot avea calculele greșite pe care și le-a făcut inițial Ciolacu, dezbatem în emisiune. Și o să vedeți de asemenea și ce reproșuri ne face Ucraina pentru că nu livrăm odată bateria Patriot, așa cum ne-au cerut americanii. Se pierd vieți omenești din cauza asta, spune ministrul de externe ucrainean. Partea română spune însă că trebuie respectată o procedură care implică dezbaterea în Parlament, dar sesiunea se reia abia săptămâna viitoare, totul va mai dura așadar. Între timp, americanii fac presiuni și ei la ministrul apărării. Care e calculul Bucureștiului? Ce miză avem să tărăgănăm toate scenariile în actualitatea? Vi prezint pe invitații mei, Daniel Fenechiu, senator PNL, bună seara. Bună seara. Laurențiu Gâdei, deputat PSD, bună seara. Analistul politic Cristian Andrei, bună seara. Și în legătură cu noi, deputatul USR Radu Miruță, bună seara, mulțumesc tuturor. Da. Vă spuneam că nu trece zi fără noi atacuri între PSD și PNL. Dacă tot au convenit că guvernarea continuă, e liber la schimb de invective zilele astea. Sunt mai retrași cei doi copreședinți, Ciolacu și Ciucă. S-a dus fiecare în colțul lui, ați văzut, plâng așa că au fost înșelați de celălalt, că nu mai e prietenie între ei, că s-a confiscat guvernul pe persoană fizică, zice unul. Celălalt zice, domne, vezi, de treburile tale, că erai acolo, puteai să zici ceva, dar n-ai zis. În fine, cert este că locotenenții nu fac risipă de cuvinte, o să vedeți ce invective își adresează și cum scormonesc în episoadele de dată recentă ca să-și mai arunce noroi unii în față unul celuilalt. Au guvernat singur de capul lor și cu toate Dreapta Unită, cu USR, cu ce au mai avut acolo. Din aceea îmi aminte ce au făcut în ultimii ani când au guvernat ei singur. Și începem de la sutele de milioane de vaccinuri pe care încă mai, la unele încă mai plătim și de altele încă nu știm cum să scăpăm, despre izolete de 75.000 de euro, despre spitalele care dau în fiecare zi câte unul, despre criza energetică, despre ce vezi noastră, despre că tot e subiectul principal, despre cum primul ministru liberal a venit foarte frumos în fața națiunii și a zis, știu că legea mă obligă să măresc pensiile, dar nu o fac, și a închis scandalul în 5 minute. Hai să vorbim despre ce au făcut ei când au fost singuri la putere, că au fost stăpâni pe moșie. Da, supărare mare, domnule Gâdei, asta nu v-a împiedicat să mergeți alături de ei la guvernare, totuși, adică cât o să o mai ținem așa cu domne ce și vom merge în continuare ce... Și vom merge în continuare în aceeași formulă de guvernare până la alegerile generale. Eu am convingerea și cred că cei colegii de la Partidul Național Liberal ar trebui să-și dea seama care sunt într-adevăr adversarii lor reali și să-și îndrepte tunurile puțin, ca să nu zic condeiurile, și asupra celor care într-adevăr le fură din electorat, pentru că cele două bazine electorale de dreapta și de stânga nu ne pot convinge alegătorii noștri cei de la PNL. Cred că, uitându-ne pe foarte multe cifre ale sondajelor, și toată lumea discută despre aceste sondaje, cred că adversarul direct al domnului Ciucă în niciun caz nu este Marcel Ciolacu. Cred că până să ajungă să se dueleze cu Marcel Ciolacu, mai are de depășit câțiva competitori. Așa că aștept momentul în care cei de la Partidul Național Liberal, pentru că, din punctul meu de vedere și fiind un comunicator și am observat atent toată povestea comunicării, ei sunt cei care au declanșat acest război mediatic, ca să spun așa, între cele două partide, și vă reamintesc faptul că
Înainte de alegerile europarlamentare, era o liniște totală, erau cu lacrimi în ochi, erau cu batistuțele pe ochi atunci când își doreau o listă comună și au văzut o listă comună, după care ulterior au început un atac furibund și orice lider al Partidului Social Democrat, pentru orice bubă, fie ministerială, fie din alt domeniu, era imediat în vizor un colimator, în cătarea lor, ca să spun așa, să folosesc termene de armată. Dar cine le sunt adversarii adevărați de care ziceți? Cred că adversarii lor adevărați acum sunt cei de la USR, sunt cei de la AUR, sunt alte partide care sunt în clasamentul electoral în zona domnului Ciucă ca și punctaj electoral. E o părere proprie, da. Opinia mea personală, nu e opinie de partid, dar cred că acolo ar trebui să se canalizeze toată energia războinică a celor de la PNL și în niciun caz în direcția pe Partidul Social Democrat, pentru că știți cine suferă? Suferă românii atunci când văd că cei care guvernează sunt la guvern împreună, încearcă să facă lucruri bune pentru România și cum ieșim la televiziune. Când zice domnul Tudose nu suferă românii, numai când zice... Încă o dată, tot ceea ce noi comunicăm la momentul ăsta sunt consecințe ale atacurilor celor de la Partidul Național Liberal. Trebuie foarte curând, din punctul meu de vedere, trebuie să vină ziua în care să spunem haideți să ne ocupăm de țară, haideți să ne ocupăm de campanii electorale, să ne delimităm actul guvernamental, e actul guvernamental, zona electorală e zona electorală, da. Și punct. Domnule Fenechiu, deci cei de la PSD încearcă să vă reorienteze așa un pic. Să luăm pe domnul Gâdei, consultant politic. Acum trebuie să vedem să ne înțelegem și la bani, că dacă ne înțelegem știți cum e Constanța, ai pe bani. Și poate ne schimbăm strategia de campanie. Dar, mă rog, acum am căutat argumentele. Lăsând gluma la o parte... Sper că mi-ați adus și mie o carte a domnului Ciucă. Încă nu am, dar când o să am, să știți că v-am în vedere. Mulțumesc. V-am în vedere și vezi o spun public. Dar să fie groasă, să o pun pe murături. Nu poate fi groasă, pentru că nu o să scoată una pentru dumneavoastră. Am înțeles. Toate o să fie identice. Am dacă înțeles. Celelalte vor fi groase și nu mă gândeam de pus pe murături, că nu vedeam altă utilitate. Să știți că faptul că dumneavoastră folosiți cărțile pe murături e o chestiune care e specifică și pe mine nu mă surprinde. E chestie de percepție. Vorbim de cărți adevărate, revenim nu de... La, dacă n-ați citit cartea... Material electoral. Hai să vă spun un lucru. Regula elementară a comentariului unei cărți este să o comentezi după ce ai citit-o. Carte de joc? Vorbim de cărți nu, de joc? Nu, orice carte. O comentezi după ce ai citit-o. Am înțeles. Eu am învățat în viață că nu există cărți proaste. Există iarăși, cărți... Iarăși, faceți referire la un joc de cărți? Nu, eu mă refer la mine. Eu de regulă nu pot cataloga o carte fără să o citesc. Dar, mă rog, eu sunt un tip care de regulă marele defect că chiar citesc. Adică nu vorbesc de o carte fără să o citesc. Și atunci, asta e problema. Deci revenim la povestea asta. Într-o competiție electorală nu există un adversar mai important sau mai puțin important, pentru că în momentul de față toți candidații care vin la prezidențiale vin cu ideea declarată de a câștiga. Domnul Ciolacu își dorește să câștige, domnul Joana își dorește să câștige, candidata USR-ului își dorește să câștige, cu excepția domnului Calemen Hunor, care probabil că încearcă să scoată și mai bun rezultat pentru UDMR. E o strategie clasică a UDMR-ului. Domnul Simion vrea, doamna Șuracă vrea, toți vor să câștige. Din punctul ăsta de vedere, domnul Ciucă și Partidul Național Liberal nu își permite să împartă competitorii politici în adversari și prieteni. Pentru că în această competiție electorală, realitatea este că nu avem prieteni. Suntem însă un partid puternic, un partid care a obținut un scor bun la alegerile locale, un partid cu 200... PSD-ul zice că el v-a salvat. Sigur la alegerile locale. Fără PSD, cred că în 1875 nu s-a înființat Partidul Național Liberal, cred că Brătianu nu ajungea președinte al PNL-ului, cred că nu se construia conacul de la Florica. Bun, deci eu sunt convins că toate s-au făcut datorită PSD-ului, eu recunosc acest lucru, le mulțumesc public și sper să ne ajute în continuare, că asta e viața. Bun, revenind la lucruri serioase, în momentul în care ai avut la alegerile locale un scor de 29%, e cât se poate de evident că te gândești să-ți mobilizezi electoratul, să vii cu politicile publice pe care ți le, practic, ți le-ai validat în timp și care sunt obiectivele Partidului Național Liberal, să ceri votul românilor, să faci o campanie bună și urmează ca sondajul real de opinie să se facă în ziua votului. Pe 24 în primul tur la prezidențiale și respectiv pe 8 în turul 2, iar pe 1 decembrie la alegerile parlamentare. Da. Cred că, și cu asta închei, cred că indiferent de declarațiile belicoase sau mai puțin belicoase care se fac astăzi, necesitatea de a lua decizii pentru români va face ca după alegeri
foarte multe din vorbele grele aruncate astăzi și din anticipările care văd că sunt extrem de ferme, da, să nu se adeverească. Și atunci ar fi foarte interesant ca cineva să facă o selecție de declarații în alea dure și după alegeri, când se va construi viitorul pe care o fie... Credeți-vă că avem de unde alege. Bun, deci, asta avem zic. Avem de unde alege, da, de la urmă avem, zi, până la urmă avem o libertate, da, până la urma exprimării și ne putem spune și declarațiile politice. Acum nu trebuie să insinuați dumneavoastră că cei care greșesc în exprimare pot avea oarecum. Nu la asta mă refeream. Eu mă refeream la... Nu, stați puțin. Eu nu vorbesc de greșeli de exprimare. Povestea aia foarte frumoasă de la o altă televiziune care a intrat în antologie, că domnule, nu ne-am certat. El m-a făcut oligofren, eu am zis că e boarfă, dar restul a rămas prieteni. E o chestiune care, mă rog, nu știu dacă am citat-o exact, dacă... dar ideea. E o chestiune pe care eu personal nu pot să o joc. Am constatat că sunt mulți oameni care pot. Eu pot să vă sugerez să faceți o analiză exactă a ceea ce declară colegii dumneavoastră de partid atunci când atacă furibund și știți foarte bine că în spațiu public au apărut de-a lungul timpului foarte multe, în ultimul timp, foarte multe. Să știți că stau la un metru jumate dumneavoastră, că ascultându-l pe domnul Grindeanu la congres, am avut visuri noaptea, că eram cu mâna în buzunarul unui PSD-ist și încerc să stau cât se poate de departe, ca nu cumva să nu prindă camera și domnul Grindeanu să zică, du-te la emisiune, fie că băgă în buzunarul lui Gâdei. Ați putea fi cu mâna într-un buzunarul unui PSD-ist dacă ați fi la Prahova cu domnul Iulian Dumitrescu, nu, așa nu. Domnul Grindeanu nu așa s-a exprimat. Domnul Grindeanu s-a exprimat generic. Asta fiindcă tot vă plac dumneavoastră cărțile literatura bună de calitate, s-a exprimat și generic, tocmai pentru că cred că să vă arăt în câteva clipe ce zice Rareș Bogdan despre Grindeanu, că văd că nu rămân neplătite, o să o ducem așa la nesfârșit, sau mă rog, până la alegeri, probabil e o spirală din asta, Radu Miruță, în care încearcă să, iată, PSD-ul e foarte supărat că nu sunteți luat mai mulți la țintă USR-ul în povestea asta, că PNL-ul se răfuiește cu PSD-ul în loc să se răfuiască cu USR-ul, cu care înțelegem că ar avea contacte zilele astea, care avea negocieri, care avea tatonări în legătură cu un pol de dreapta. Ce ziceți? Își produc unii altora motive să se prefacă că se ceartă, însă sunt împreună la guvernare. Ăsta nu e un teatru ieftin. Vedeți dumneavoastră că și unui partid și celuilalt le convine acoperirea cu zgomot. Pentru că au trecut 10 minute din emisiune, am avut doi reprezentanți de seama ai partidelor de la guvernare și n-am auzit nimic despre pensii, despre cel mai mare preț la energie, despre creșterea inflației, despre nerealizările acestui guvern care a promis că nu crește taxele și le-a crescut. Ei când vin în emisiune știu că vor primi astfel de întrebări sau se așteaptă ca oamenii de la televizor, de acasă, să audă răspunsuri la astfel de întrebări. Și pentru a evita acest lucru, se prefac că se ceartă. Treaba asta nu mai e consistentă. Se culcă pe urechea rezultatelor de la alegerile locale. Acolo oamenii și-au susținut vecinul, și-au susținut colegul care a fost primar, și-a susținut Ruda. Acum lumea trebuie să aleagă un alt criteriu. Cine să fie omul ăla care să fie șeful suprem al țării? Că despre alegerile președintelui va fi vorba în principal în această campanie electorală. Și acolo oastea lor, ostașii PNL-ului din țară, nu vor mai aduce benzina necesară alegeri. Da. Sau câștigări alegeri. Bun. Stați un pic să ne lămurim cum e cu deranjul ăsta, Cristi Andrei, la PSD privind ce face PNL-ul. Că PNL-ul e un fel de broker de putere, a tot zis Grindeanu, a tot insistat de la congres încoace și a mai zis-o în vreo două interviuri, și că nu se poate așa ceva, să te uiți de fiecare dată, să te întorci cum bate vântul, să încerci negocieri cu alții, să faci acolo combinații, trebuie să se termine cu chestia asta. De ce e PSD-ul așa indignat de rolul ăsta pe care îl vede la PNL? Poate pentru că au început să apară, și nu vorbesc acum în particular de PSD, ca și cum PSD este subiectul acestei discuții, ci pur și simplu constat o stare pe scena politică în care există multă incertitudine și au început să apară și alte variante post-electorale sau alte variante prin care se poate construi o, să zicem, majoritate sau altă formulă de putere. Până acum, până la alegerile din 9 iunie, am avut o variantă care părea inițial destul de clară, două partide care ar vrea să meargă împreună, după care acest vis comun sau această dorință
a devenit incertă sau a dispărut complet, nu e clar. Și da, acum PNL face cu ochii într-o parte, am văzut că și PSD prin domnul Dudose încearcă să arate că ar mai avea și alte opțiuni, nu știu dacă sunt reale sau nu, legate de aur. Cred că e multă incertitudine, despre asta e vorba, și această incertitudine face să crească nervozitatea. Eu nu exclud o negociere între cine și între PSD și PNL în continuare pentru despre ceea ce va fi la prezidențial. Eu cred că există și am scris despre asta așa pe mica mea pagină de Facebook. Există posibilitatea în continuare să vedem schimbări legate de ceea ce se va întâmpla până când se depun listele sau candidații. Pentru că, repet, această incertitudine deranjează sau, în fine, stârnește nervozitate în ambele tabere, pentru că o să vorbim și de sondaje din ce am înțeles, nu vreau să anticipez, dar nu este foarte clar ce se va întâmpla în turul 2 pentru nimeni în mod real. Există și acest Jolly Joker Joana, există, în fine, vorbim ulterior. Lucrurile astea fac... Să-și anunț odată candidatura. Până acum era clar, mergi pe stânga, mergi pe dreapta, sunt două partide, doi candidați. Acum nu e foarte clar, măi, o să avem nevoie de celălalt în turul 2, nu o să avem nevoie, avem nevoie să facem o guvernare. Luăm suficient singuri, ce se întâmplă? E, și de aici, ce simți, dacă derulezi în spate și suntem cu minus cât 3 luni de zile înainte de alegeri, încă nu cred că sunt foarte clare aceste decizii. Mai ales că am văzut din nou reluat acest dialog în coaliție, nu ieri sau când a fost, da, ieri. Unde se încearcă probabil din nou alte punți de comunicare. Nu știm, poate de ce nu se revine la formula de dinainte de 9 iunie. Nu ar fi, repet, exclus. Nu zic că asta se întâmplă, dar... Ce simți, le-ar conveni celor doi, Ciucă Căciolacu, să fie împreună în turul 2? Că după aia ar avea scuza, domnule, oricum am ajuns împreună acolo în finală, era logic ca unul să ajungă, numai unul sigur poate să ajungă președinte, iar celălalt să ajungă premier. Indiferent care, nu contează, că oricum am mai... Și mă întrebai că n-am înțeles. Nu, că dacă le-ar conveni, dacă ăsta ar fi scenariul lor. Odată nu ce ăla cu extremistul în turul 2 nu prea mai... pare plauzibil. Evident că ambelor partide le-ar conveni să fie în turul 2, da? Asta e clar. Și... Dacă le-ar face lor, doi, în mod special, misiunea mai ușoară să colaboreze mai departe. Nu știu dacă le-ar face misiunea mai ușoară neapărat, pentru că vedeți că dacă intră în turul 2 Ciucă cu Ciolacu, atunci ar trebui ca cei doi să radicalizeze cu adevărat mult mai mult față de ce vedem astăzi. Ar trebui să-și formeze într-adevăr niște coaliții de votanți serioase, una pe dreapta, una pe stânga. Ce să vezi, domnul Ciolacu ar trebui să ducă prin mesaje într-o zonă mai, mă rog, naționalistă, probabil. Domnul Ciucă ar trebui să ducă într-o zonă mai useristă. Lucrurile ar căpăta alte forme, de, chiar, repet, un pic mai accentuate în discurs decât le vedem azi. Nu știu dacă ar încuraja neapărat o continuare a coaliției, un tur 2 în acesta foarte dur între cele două mari partide. Deci, de asta zic, incertitudinea e foarte mare și nu știu dacă este foarte clar în ambele tabere. Totuși, care e cea mai bună variantă? De cooperare sau de... E ca la dilema prizonierului. Cooperezi sau te războiești? Sau îl trădezi pe celălalt? Da, deocamdată am văzut. Amândoi invocă răceala, invocă neîncrederea. Trecem la atacurile fierbinți, din nou. Pentru că l-ați văzut pe Tudose ceva mai devreme. Hai să vedem și pe Rareș Bogdan. Fiecare caută în urmă cu 2, 3, 5, 6 ani episoade din astea compromițătoare pentru partener. Tudose e mai slobod la gură, e un om mai spumos, să spun așa. Dar mă miră puțin Sorin Grindeanu, mai ales uitându-mă la istoricul său și la problemele care sunt, care au fost pe transporturi în, această, în aceste ultime 6 luni, mai ales cu privire la, pierderea unor bani europeni și la situația complicată de la aeroportul Otopeni. Aș putea întreba de ce, de pe vremea fanarioților, n-au mai intrat atâția turci în România cât au intrat în mandatul domnului Grindeanu ca ministru al transporturilor. Îl faceți vinovat de? Nu, doar mă uit pe licitații. Că eu sunt un om care citesc presă, citesc documente, citesc. Tot timpul citesc. Să nu intre... le acuz deloc, că n-am de ce să-l acuz pe Sorin Grindeanu. Doar spun că dacă ar fi să-l întreb ceva, l-aș întreba de ce de pe vremea fanarioților n-au mai intrat să câștige miliarde și miliarde de bani europeni companii din, de pe Bosfor și nu companii de pe Someș sau de pe Criș sau de pe Dâmbovița sau de pe Tamisa. Vă spun doar că e o situație interesantă. Păi de ce nu-l acuzați dacă asta e informația? De ce să-l acuz?
candidează la ceva, Sorin Grindeanu, mi se pare așa de important. Dacă l-aș acuza de ceva, l-aș acuza de momentul UG13, l-aș acuza de acel moment, nu l-aș acuza de alte lucruri. Că Elena nu, eu în general nu acuz, nu vreau să acuz pe nimeni. Da, nu acuz, dar zic două dintr-o lovitură și cu turcii, cu suspiciunile că de ce intră așa mulți turci și cu UG13. Fiecare pare să-și aducă aminte de chestiile astea, dar de ce nu se spun ele, domnule Fenechiu, mai devreme? Sau dacă există nemulțumiri în guvern față de mandatul lui Grindeanu, de ce la nivel de coaliție nu îi se reproșează lui Grindeanu? Domnule, lucrezi prea mult cu turcii, e suspect. De ce nu lucrezi cu britanicii, cum zicea, sau cu românii? Vă mărturisesc că nu am cunoștință în legătură cu fluxul mare sau ponderea acestor contracte. Am văzut și eu că sunt companii turcești care construiesc autostrăzi. Răneș Bogdan spunea că nu înțelege să-l acuze, dar spune și domnia sa așa, și că dacă l-ar acuza, l-ar acuza pentru ordonanța 13. Complicat ca să comentez eu, să zic așa, verbul lui Răneș Bogdan. Cu siguranță domnia sa va da explicațiile de rigoare în momentul când îi se vor solicita. E vorba de a comenta pe cineva anume, e vorba de atitudinea generală. Ia uitați-l și pe domnul Roman, nu? Aceleași trimiteri la OUG13, la Dragnea, la Tudose, care era slujitor pe vremea aia. Vă rog. Bun, nu o clipă cu asta. Vedeți dumneavoastră, eu sunt o persoană, în general, mai conciliantă. Adică sunt o persoană, mă rog, care, deși am o memorie foarte bună, încerc cât posibil să mă gândesc la faptul că, indiferent ce s-ar întâmpla, indiferent cum se așează lucrurile, acele punți de comunicare despre care dumneavoastră spuneați că trebuie să, că se încearcă refacerea și așa mai departe, eu cred că ele trebuie să existe. Motiv pentru care, din perspectiva mea, da, sunt niște lucruri care în momentul ăsta sunt mai puțin importante sub aspectul reamintirilor, pentru că electoratul de dreapta, în general, le știe. Cine nu le știe, e greu să fie convins de niște afirmații despre niște lucruri. Ce o să fac? O să caute pe Google ce a fost pe 10 august sau ce a fost cu ordonanța 13? Și atunci, mă rog, ține de maniera în care fiecare persoană care vrea să comunice ceva, înțelege să comunice. Eu cred că, și aici și de domnului Miruță, chiar aș veni în zona asta, aș vrea să-i explic în, mai încolo discuția despre pensii, dacă vrea să discutăm despre dobând și despre alte lucruri, că n-aș vrea să trăiască cu impresia cumva că în Partidul Național Liberal nu există preocupare. Ce pot să-i spun și cu asta închei este că sunt la a treia emisiune astăzi, la precedentele două am vorbit doar de pensii, la una am intrat în direct cu oamenii care mă întrebau diverse lucruri, le-am dat și răspunsuri, am și o perspectivă, și eu și colegii mei, sunt convins că și PSD-ul are o perspectivă și lăsând la o parte faptul că noi suntem adversari cu PSD-ul, am convingerea că orice lider responsabil, indiferent de culoarea politică, își dorește să rezolve problema pensiilor, nimeni nu își dorește ca pensiile să rămână atârnate. Până la domnul Miruță, vă rog frumos, domnul Miruță, aș vrea și eu să comentez un pic ceea ce s-a prezentat mai devreme și anume declarațiile jurnalistului, politicianului Răneș Bogdan. Eu sunt obișnuit cu jurnalist și nu cred că a depășit stadiul, dar aș începe și v-aș spune așa, domnule, aș vrea și eu să reușesc să am contracte de consultanță cu marile companii energetice din România. Domnule, aș vrea și eu să mă îmbogățesc. Domnule, aș vrea să fiu atât de isteț și să fiu atât de favorizat, poate, încât să am contracte de consultanță, domnule. Adică le dau 3 hârtii, îmi dau 100.000 de euro, astea tot ceea ce am citit și eu în presa vremii, pentru că și eu mai studiez presa vremii. Acum, revenind la subiectul principal și la acuzele voalate la ironia fină a domnului Răneș Bogdan, aș spune că e cam greu prin geamurile cafenelelor din Grand Place să vezi șantierele din România. Să vezi constructuri cum ar fi, de exemplu, Umbrărescu, de care vorbește și a auzit toată lumea. Să vezi atâtea imediat. Nu v-am întrebat. Păi tocmai vreau să vă spun de români. Companii mari românești care fac profit și care fac construcții de calitate în România și sunt pline șantierele din România de constructori români. E greu, repet, din cafenele, din Grand Place să-i vezi pește. Așa că, jurnalistic, domnul Răneș Bogdan poate declara orice. Atunci când vorbim de politică, ne aducem aminte că a tăiat domnia sa pensiile speciale în 30 de zile, parcă nu? Și românii tot așteaptă și atunci. Adică mă delimitez de declarațiile domniei sale pentru că nu sunt serioase din nicio parte cum aș privi-o. Eu nu pot să vă zic. Deci nu le susțineți. Înțeleg că nu le susțineți. Pe domnul Răneș Bogdan, nu, declarațiile lui, n-am ce să susțin că sunt jurnalistice. Sunt jurnalistice.
poate domnul Felchiu zicea, domnule, poate susțineți declarațiile PNL-ului, cine știe, faceți așa o derogare. Dar e foarte interesant că după fiecare șarjă de genul ăsta, dintre diversi politicieni din ambele părți, rămâi cu aceeași întrebare. Dom'le, dacă au atâtea să-și reproșeze, atâtea lucruri murdare de scos la lumină, de care își amintesc și spun, n-aș vrea să mai amintesc sau să nu vin eu să vă aduc aminte, nu știu ce, ai zice, bă, unu, de ce nu s-au dus la parchet direct cu toate acuzele lor? Doi, cum de mai colaborează și cum de mai au pretenția să credem noi că ei își doresc și pe termen lung o colaborare? Adică ce e, până la urmă, ne creează așa un fel de disonanță cognitivă? Dacă e o disonanță, na, trebuie să judece electoratul. Nu pot să îi judec eu acum, nu pot să fiu așa ca la... să mă zic pe un piedestal și să îi judec pe, chiar pe colegii de platou acum, dacă vor sau nu vor. Da, important este dacă reușesc, cred, și asta o să judece oamenii, să guverneze. Eu cred că aici se va trage linie, pentru că se va trage linie pe aceste subiecte, pensii, venituri, inflație, sunt câteva care preocupă, sau pensii speciale, că s-a invocat. O scurtă intervenție, dacă vă rog. Da, și cred că asta va fi. Acum că se atacă, că se delimitează, noi am mai vorbit în emisiune aici, da, a fost o strategie de comunicare absolut firească a celor două partide să-și arate identitatea tot timpul, să vadă, eu sunt ăsta, sunt diferit, e pragmatic, nu-i pragmatic. Dar în final, acum trebuie să vedem. Mai sunt 3 luni. În astea 3 luni de zile funcționează sau nu funcționează mașina asta, căruța, trenul, TGV-ul, ce e? Așa, dacă îmi permiteți să facem o analiză pertinentă. La momentul ăsta, dintre partidele politice angrenate în lupta asta, exceptând PSD-ul, care și-a declarat tot timpul că ar face în continuare alianță cu PNL-ul, toate celelalte partide fug de responsabilitatea creionării unei guvernări. PNL-ul va vrea cu dreapta, USR-ul nu vrea, AUR-ul nu vrea cu nimeni, doar noi suntem cei responsabili care ne gândim la guvernarea următoare și spunem că da, cu PNL-ul este cea mai sănătoasă. Cu AUR nu? Este cea mai sănătoasă viabilă. Acest dubiu. Nu mi-ați zis cu AUR? Repet, cu AUR, dacă este să intru AUR, pe logica, imediat vă răspund. Ziceți da sau nu, e simplu. Imediat vă răspund. La momentul ăsta, opțiunea noastră principală sunt cei de la PNL. A, dar dacă... Dom'le, la momentul ăsta, partid mai responsabil ca Partidul Social Democrat nu există. Dacă te-ai luat după celelalte partide, înseamnă că vom intra într-o criză politică și vom trebui să facem alegeri anticipate, pentru că nu vom reuși să închegăm niciun guvern. Dar eu nu vă întreb de florile mărului. A zis domnul Tudose chestia aia foarte dubioasă așa în exprimare și a zis-o de două ori. Și președintele partidului și președintele partidului. Nu, și după aia domnul Tudose a zis iar cu oricine. Și președintele partidului Marcel Ciolacu a spus exclus. Și repet, după, la câteva președintele ore, domnul Tudose a insistat. Partidului Marcel Ciolacu, un singur președinte avem la partid, Marcel Ciolacu, deci, a practic, spus domnul exclus. Tudose, acum ziceți, domnul Tudose vorbește încă o dată, singur, domnul Tudose a spus sau... în contextul da. În care istoria a demonstrat că orice permutare, orice chestiune de ce politică orice? Unii zic, nu domnule, orice nu e permis chiar orice, să știți, noi nu facem. Uite, vocea principală a Partidului Social Democrat este președintele Marcel Ciolacu, care a spus foarte clar, exclus. Am înțeles. Deci pe domnul Tudose să-l luăm întotdeauna cu prudență, nu, domnul Tudose, declarația pe care ați utilizat-o a fost scoasă din context, pentru că domnul Tudose nu a spus exact, da, domnule, da. Nu a spus lucrul ăsta. Când zici cu oricine, da, domnule Miruță. Dumneavoastră încercați să vă propuneți așa un partener care spune că nu este de acord cu dumneavoastră și de acolo dispare seriozitatea dumneavoastră, că nu e suficient să vrei, însă eu văd că dumneavoastră la PSD sunteți singuri cu care nu spune nimeni că vrea. Adică rămâneți așa cumva ca cel care încearcă să fie cumpărat, dar nu vrea să-l vândă, nu vrea să-l... Dar dumneavoastră cu cine? Că n-ați spus cu cine dumneavoastră. O secundă. Dumneavoastră să luați 50% în România, nu veți lua, cum nu vă lua niciun alt partid politic. Da? Deci nu veți putea face un guvern simplu. PNL-ul spune că n-ar mai avea cu dumneavoastră chiar dacă este. Deci dacă dumneavoastră spuneți că vreți cu ei, spuneți degeaba. Ceea ce am spus noi și ceea ce spunem este că pragmatic în România este să se formeze o alianță de dreapta cu oamenii de bună calitate din PNL. Nu cu ăsta și domnul Ciucă. De acolo aș porni propunerea curare cu domnul Miruță. Da? Ați văzut presa din seara asta? Eu am văzut niște știri care mă îngrijorează. Domnule Gâdă, eu am văzut ce se întâmplă în Parlament cu PSD, într-o majoritate... Domnul Miruță, haideți să revenim la politică. Ați văzut știrile, au început să circule niște știri despre candidata dumneavoastră. Le-ați văzut?
sunt, nu știu la ce știri vă referiți dumneavoastră. Eu am văzut știrile făcute de dumneavoastră în Parlament de 4 ani. Știți cum este? Românii tot timpul se uită cu îngrijorare atunci când vine vorba de servicii. Românii nu-și doresc politicieni care au de-a face cu serviciile secrete. Tocmai vă rog să vedeți ce știri au apărut în seara asta și poate în zilele următoare veți ieși și veți apăra cu aceeași efervescență candidata dumneavoastră, dar cu argumente. Domnul Miruță, eu nu discut asta, dar sunt obligat să vă dau un răspuns. Vorbiți cu șefa dumneavoastră și faceți o comisie ca să ne dea certificate de bună purtare. Eu mă ofer primul să mă evaluați, probabil o să vină și alți colegi, venim din proprie inițiativă, că înțeleg că urmează să ne dea certificate de bună purtare și de competență. Dumneavoastră vă verifică cetățenii. Domnul Fenechi, domnul Gude este deputat de Galați. Acolo sunt zeci de mii de oameni cărora PSD-ul le-a tăiat beneficiile grupelor de muncă. Dumneavoastră sunt senator de Bacău, unde de asemenea sunt oameni care au o grupă de muncă și unde dumneavoastră ați votat în Parlament eliminarea acelor beneficii la pensii. Vă auzeam mai devreme spunând că aveți o perspectivă dumneavoastră la PNL. Păi scuzați-mă, când sunteți la guvernare trebuie să aveți perspectivă înainte să votați legea. Nici acum nu ați venit nicio perspectivă. În continuare, o sută de mii de oameni sunt afectați în aceste zile de modificările la legea pensiilor, pentru că și dumneavoastră și domnul Pia ați abandonat pe acei oameni și ne-ați tăiat din beneficii. Dar le știți bine. Domnul Miruță, cunoaștem retorica dumneavoastră. Sunt gata să recunosc, spuneți foarte bine, pe bune. Cunoaștem retorica dumneavoastră, dar la fel de important este ce v-am spus eu mai devreme referitor la candidata dumneavoastră la funcția supremă în stat. Nu știu, cred că subiectul săptămânii următoare este ăsta pe care l-am citit de curând aici în studio. Nu știu, ar trebui niște explicații. Repet, românii nu-și doresc politicieni care să aibă de-a face cu serviciile. Își doresc politicieni care să candideze la funcția supremă și care să fie certați cu școala, care să făcut o facultate obscură, care să n-aibă diplomă de bacalaureat original. Astfel, doamne, românii merită un președinte de-al lor, un român, un normal, nu un acoperit sau unul care a lucrat acolo. E simplu, domnul Miruță. Eu nu vreau un președinte din servicii. Eu vreau un român normal. Elena Lascon este român normal de votantul 2. Ei, vedeți știrile și după aia le mai comentăm, să vedem care o să fie răspunsurile, dacă se confirmă sau nu. Haideți să vedem, că nu e chiar atât de... Nu puteți să o întoarceți ca la câmpul lung muscel pe asta. Vă spun foarte greu, este grea și va trebui să o gestionați, să explicați românilor dacă știrile care au apărut se confirmă sau nu. Dacă se confirmă, cred că vă veți schimba candidatul, e simplu, că n-aveți încotro. Știrile de care ziceți sunt o afirmație a unei doamne care a lucrat în SRI. Am văzut știrile preluate de o distinsă doamnă jurnalistă de la o altă televiziune care le dezvoltă în seara asta. Eu ca jurnalist aș vrea întâi să văd știrea de care ziceți dumneavoastră. Nu, niște construcții. Doamna colonel SRI, retragere Daniela Tobă. Doamna Anca Alexandrescu, am văzut postare preluată pe care cu siguranță o va comenta în emisiunea. Haideți să apară ceea ce noi numim în presă știre, nu niște speculații ale unei doamne. Dumneavoastră, studiourile de televiziune, de foarte multe ori am fost invitat să comentez pe surse. Da. Asta e o sursă care poate verifica. Să facă o construcție cu cap și coadă, cu subiect și predicat. E o știre, ca interesantă. Așa o să zic urmează despre ce vorbesc ăștia. Răspuns. Pe mine m-a șocat. Da. O secundă. Ziceți, domnul Miruț. În care PSD-ul făcea știrile în România așa cum dorea. E o vreme de proastă amintire. Știu că asta vă doriți dumneavoastră să faceți din nou, dar realitatea vă izbește în nas. Nu mai faceți dumneavoastră știrile în România pe surse așa cum v-ați dorit. Știi, nici Clotil n-a făcut surse, nici Sivache n-a făcut știri. Știm, lăsați, că cunoaștem. Domnul Miruță, cunoaștem, dar încă o dată, sunteți într-o bulă limitată a electoratului dumneavoastră și atât. Oricât de tare, știi, am mai spus-o în emisiuni și mai spun, cum sunteți dumneavoastră? Dumneavoastră sunteți politicienii care dați foc la casă, fugiți pe un deal și începeți să urlați. Băi, arde, nu-i bine, să vină ăia, să facă ăia. Deci astea sunteți voi, ăștia sunteți voi politicienii. Ați fost la guvernare, nu ați produs nimic pentru nimeni, pentru niciun român, decât pentru voi și ai voștri. Punct.
Prijdeanu, cine a dat flori dacă țara arde? Usăriu, 8 luni de zile, dumneavoastră ați condus țara asta 20 în ultimii 30 de ani. Și acum vă plecați în cal și vă mirați că a luat flori țara. Nu ați înțeles, nu ați vrut să înțelegeți. Aștia, asta e politica dumneavoastră. Dați foc la casă, fugiți de responsabilitate și urlați că alții nu sting focul. Cam ăștia sunteți voi. Da, când se pune lanterna pe geam și când românii văd de fapt ce aveți înăuntru. Un politician certat cu școala, care n-are diplomă de bacalaureat, nu va fi vreodată președinte de Românie. Bun, apropo de colaborarea asta, Cristi Andrei, mai rămâne ceva de discutat, că s-a pomenit numele doamnei Lasconi aici, care a făcut așa un fel de manevră într-un interviu seriile astea. Și a zis că l-ar numi premier pe Bolojan. Și toată lumea a sărit și a zis: aoleu, dar de ce pe Bolojan? Ce, nu SR, nu sunt oameni? Și a zis: nu, Bolojan e un model de administrație publică, e un model chiar și pentru noi, pentru mine, mă uit și spun că l-aș numi premier dacă aș ajunge președinte. Care e stratagema aici? PNL-ul a văzut cum a reacționat. Rareș Bogdan a zis: a, face un joc interesant, doamna Lasconi mai bine s-ar gândi cum să stea alături de Ciucă și să combată PSD-ul și așa mai departe. Da, bine, nu e niciun... Astea sunt chestiuni tactice așa care se practică în orice campanie. Într-un fel, să știți că și domnul Ciolacu face chestia. Uite, aș pune un premier de la PNL, nu neapărat de la PSD. Sunt jocuri, dar puterea. E un fel de apel așa pe care îl faci către alte tipuri de electorat sau unde îți imaginezi tu că ar trebui să... de unde ar trebui să-ți vină votanți. Doamna Lasconi probabil este într-o campanie în care își dorește să atragă votanți liberali. A încercat asta de când a devenit președinte cu toate aceste gesturi. Vreau să fac această alianță, acest pol. Mă rog, într-o zi îl face, în altă zi nu. În fine, e o dialectică, să zicem și aici. Un balet. Da. Da, e normal, adică nu e nimic de reproșat, este ceva absolut firesc într-o campanie și, repet, și domnul Ciolacu a făcut chestia asta. Aproape că am putea spune că electoratul liberal este chiar cel mai căutat, nu? Doamna Lasconi vrea să facă cu Bolojan, domnul Ciolacu, repet, vrea să pună premier liberal. În fine, glumesc acum pentru că pare la modă așa să faci gesturi către acest public și de dreapta. Și de ce, din nou, fizic, ca să înțeleagă lumea de ce. În momentul de față, într-adevăr, acest public de dreapta este fărâmițat. Este, nu are, să zicem, un candidat cum a avut în 2014 un Iohannis sau acum 20 de ani un Băsescu. Unul care zică, da, ok, îi aduce pe toți la un loc. Și acum e o competiție cine reușește să-i convingă pe unii sau măcar pe o parte, domnul Ciolacu are nevoie în turul 2 de cât mai mulți și din zona asta și na, asta se întâmplă în campanii, se fac coaliții de votanți, încerc să iei de peste tot, dar specificul este că și în dreapta și în stânga, deși PSD-ul nu o să recunoască, electoratul este fărâmițat sau fragmentat, mă rog, nu atât de fărâmițat în stânga, dar este rupt în momentul de fază între Ciolacu și Gioan. Ne întoarcem imediat, domnilor și domnilor, să vorbim despre controversa numirii comisarului european din partea României, după ce am văzut calculul inițial al premierului a eșuat. Se pare că varianta Victor Negrescu a picat deja. Noi o să vă arătăm cele două variante rămase pe lista scurtă de propuneri comisar femeie din partea României. Și cum se desfășoară toată această discuție contondentă cu șefa Comisiei Europene? Imediat. 5 minute. Discuții tensionate la nivelul Comisiei Europene privind propunerea de comisar din partea României. V-am arătat aseară reacția nervoasă a domnului Ciolacu în legătură cu subiectul ăsta. A încercat după aia să ne explice că oricum discuția trebuie să plece de la portofoliu, deși cu câteva zile înainte ne spunea că propunerea Victor Negrescu e fermă. Deci nu se mai pleca de la portofoliu, se pleca de la nume. De data asta, domnul Ciolacu zice, interpretând așa într-un stil foarte propriu procedurile de la nivelul comisiei, că în funcție de portofoliu o să vedem dacă se potrivește un bărbat sau o femeie. Asta e o ciudățenie, că nu, domnule Fenechiu, din câte știu, da, eu, se pare că a fost nu vin cu nepotrivită. Modică la un anume comisariat să potrivește o femeie, la care? Ia să vedem. Sau la unele un bărbat, ia să vedem, la care? Nu, a fost o declarație nepotrivită. Bun. Cred că domnul Ciolacu n-a avut în momentul ăla o explicație mai bună și a încercat s-o să dea o explicație să mai de context ca să mai stăm noi pe tema asta. Bun, sursele noastre ne spun că propunerea Victor Negrescu pică, e ca și picată. Hai să vedem care ar putea fi totuși numele feminine propuse de România. Două au rămas pe lista scurtă. Doamna Roxana Mânzatu și doamna Teodora Preoteasa.
Despre aceste doamne este vorba în acest moment. Ambele cu mare experiență în lucrul cu fonduri europene, cu Comisia Europeană, consiliere, conducând diverse departamente în Guvernul României de-a lungul timpului, doamna Preoteasa încă de pe vremea Guvernului Ponta, doamna Mânzatu, la fel, ocupând diverse poziții de-a lungul ultimilor ani, sub diverse guvernări. Ce știți? Da, până la urmă e clar că există o negociere la nivelul Bruxellesului și nu doar guvernul României participă, ci și familiile politice din care facem parte. Chiar dacă partenerii noștri de la Comisia Europeană, pentru că nu ne impune nimeni nimic, noi suntem parteneri pentru că facem politică și suntem împreună în Europa, și-au dorit o nominalizare, un bărbat și o femeie. Cred că, din ce am citit în presă, doar Bulgaria a trimis nominalizări un bărbat și o femeie, restul statelor europene și-au propus comisarii funcție de politica pe care o fac la nivelul țării respective. Așa că nu este o condiționare. Sunt convins că capacitatea de negociere a premierului Ciolacu și a familiei noastre europene politice va da rezultatul scontat. Important, cel mai important este să obținem un portofoliu cu greutate, un portofoliu foarte bun și în funcție de portofoliul pe care îl vom obține în urma negocierilor extrem de grele și de delicate de la nivelul Comisiei Europene, să avem și persoana desemnată pentru a reprezenta România și a face lucruri pentru România din poziția de comisar european. Bun. Pe cine îi paria, Cristi? Deci avem pe doamna Preoteasa, care e expert, a fost la Cancelarea Premierului, a fost în Ministerul Proiectelor Europene. Doamna Mânzatu, pe de altă parte, care a fost și ea ministra fondurilor europene câteva luni prin 2019, a fost secretar de stat la MIPE și așa mai departe, acum a fost aleasă europarlamentar. Deci ar avea, să zicem, și acest atu, poate, dacă o fi atu în plus. Nu le cunosc activitatea. Profilul acesta pe care l-ai făcut sau pe care îl face presa e destul de similar cumva cu experiența pe care toți cei care au fost comisari până acum au avut-o. Diferența e că, mă rog, până la un punct ceilalți dinainte au avut și cât de cât un profil public. Cele două doamne, asta nu înseamnă că le scade din merite, nu sunt astfel de... Doamna Vălean chiar, nu știu, care poate era mai mult public. Politician decât... Da, oscila într-o zonă din asta de expertiză, și politică. Și precedenta. Și precedenta, doamna Crețu, la fel. Da. Dar ceea ce mi se pare ciudat este că până acum la noi în România nu s-a clarificat. Știți că am avut și la un dat o competiție de asta, cred că între Victor Ponta și Băsescu, de natură constituțională, cu cine are voie să... Deci noi suntem așa într-o frage de prungie cu desemnarea asta. Nu, totul e cumva nu neapărat netransparent, dar politicienii nu se preocupă să explice. Și... Ai văzut cum și-au înfipt dinții politicienii în subiectul ăsta? Au sărit imediat cei de la PNL să zică că s-a trecut peste ei, politizat peste negociere, așa simplu, peste o consultare. Dar nu se înțelege din chestia asta. Subiectul. Bun, da. Dar, de exemplu, nu pot explica niciunul care este totuși rolul șefei comisiei sau șefului comisiei, dacă e altcineva altă dată, da? Care este rolul? El este cel care impune. Rolul e, uite, pentru să-ți spună bețe în roate dacă tu vii cu Negrescu și ea zice nu. Am avut și pe domnul Vosganian, am avut și pe domnul Nica, am avut și pe... Domnul Vosganian n-a fost comisar. Care au fost respinși. Respinși de către șef. Asta vreau să zic. Deci n-am avut astfel de experiențe. Și a fost așa, un fel de jignire. Dar de ce e respins? Păi nu, stai un pic, că există un rol și acolo. Adică nu ne ducem noi și punem pe cine vrem. În același timp, nici comisia, mă rog, șefa comisiei nu poate să facă absolut orice alegere. E clar că aici e o negociere. Deci, e o negociere, e clar că este o negociere, dar tot timpul e tratat așa foarte simplu cu e de la noi, nu de la noi. Nu funcționează așa lucrurile. În România, curtea se pronunțase, președintele putea o singură dată. Da. Acum da. Nu știm la doamna Ursula cum stau lucrurile. E mai complicat. Acum, e cât se poate de evident că există un anumit tip de asimilitudine între executivul Uniunii Europene și executivul unui stat. Președintele Comisiei Europene este cel care practic prezintă în Parlamentul European lista care trebuie să fie supusă votului și aprobată. De aici, fără să slăbească foarte multă minte, îți dai seama că cel care prezintă lista e șeful guvernului, executivului Uniunii Europene și are o posibilitate de a avea un cuvânt de spus. Da. Da? Bun, acum, pe de altă parte, propunerile astea când se fac, o știm cu toții, se fac într-un anume fel, ele sunt discutate anterior, există un anumit tip de repartiții, inclusiv familiile politice. Ce a reclamat Partidul Național Liberal?
A reclamat faptul că nu s-a discutat în prealabil. Adică este firesc ca în momentul în care există un guvern de coaliție, numele persoanei înaintate, da, să fie discutat în coaliție și convenit în coaliție. Nu cred că această abordare a Partidului Național Liberal ar fi greșită. Pentru că ideea unui guvern de coaliție presupune un consens asupra persoanei care urmează să fie numită. Nu înseamnă nimic altceva. Acum... Nu înseamnă știrbirea rolului primului ministru, da? Pentru că, pe teoria respectivă, guvernul ăsta face doar ce vrea primul ministru sau PSD-ul. Păi, dacă este în guvern de coaliție, e nevoie de un consens. Bun. Și, atunci, și acum asta... o să ajungă în coaliție cu discuția? Asta e întrebarea. Eu știu că ieri în coaliție nu s-a discutat această problemă. Dar domnul Ciolacu, ieri când ne-a vorbit despre asta, a zis, sunt și alte propuneri, o să vorbim, o să ne consultăm. Sigur. Cu totul 180 de grade față de săptămâna dinainte, când zicea, gata, am făcut numirea, nu mi-impune nimeni nimic. Bine, dacă, și ieri dacă... era tot numai consultări. Nu a făcut o numire ad literam în scris. Era o propunere. O propunere. Da. Și acum tot despre o propunere o să vorbim. Bine. Da. Vreți să o propuneți pe domnul Asconi, domnul Iruță? Vă ascultăm. Că ne întâlnim în coaliție și discutăm și varianta asta, dacă... Domnul Fenechiu, vă lăsăm pe dumneavoastră să vă bage PSD-ul în seamă. Însă mie mi se par trei chestiuni importante de discutat. Domnul Negrescu, să nu uităm istoria. A mai fost propus comisar european și a fost respins în 2019 tot de doamna Ursula von der Leyen. Adică să te duci a doua oară cu o persoană care a mai fost respinsă de aceeași persoană. A fost propunerea doamnei Dăncilă în 2019. Da. N-a fost doamna Plumb. Nu doamna Plumb a fost. Nu, a fost a treia propunere, a fost domnul Negrescu, care a fost respins. A doua chestiune. Haideți să avem capacitatea să discutăm care este mandatul de comisar, care e portofoliu. Chiar așa trimitem la Bruxelles pe oricine că s-o potrivi acolo la ceva. Domnul Ciolacu ar fi trebuit să vină în România. Domne, am două, trei variante de portofolii. Una e să fie pe transport, alta e să fie pe apărare. Că nu e cineva care e trimis acolo și ia haina de transportul pe el sau ia haina de apărare pe el. A treia chestiune, domnul Fenechiu, e împotriva logicii invocate de dumneavoastră mai devreme. Noi am propus să fie măcar o audiere în Parlament. Pentru un ministru din Guvernul României se face audiere. Pentru un ministru din Guvernul Uniunii Europene. Se face audiere la... Pe cine să audiezi? Portofoliul? Ce să audiezi? Care e prerogativa Parlamentului? Că nu înțeleg. Învățăm apa caldă funcție de interesele proprii. N-avem nicio atribuțiune în a comenta noi Parlamentul să audiem un comisar. Unu, nu avem portofoliu. Doi, nu avem numele. Și trei, proiectul enorm de o importanță enormă pentru România. PNRR-ul, luați presa vremii, că văd că uitați și vedeți de câte ori liderii Partidului Social Democrat au solicitat, haideți fraților să-l discutăm în Parlament, pentru că e proiectul României. Nu ați venit cu el, nu putem uita. Domnul Gâdei, nu știu la dumneavoastră la Galați cum se face și nu știu cum a fost dumneavoastră crescut, dar dacă în emisiunea asta vă băgați de fiecare dată când intervine cineva, semnalizați... Concluzie, domnule Miruță, că nu mai avem timp, vă rog. Deci, sau... nu pot, eu este un eșec să trimis pe cineva care a mai fost o dată respins și trebuie audiere în Parlament pentru asta, ceea ce PNL poate să facă alături de USR dacă vrea, altfel invocă discuții, dar pe ceva ce ei nu fac. Mulțumesc mult tuturor. Ne întoarcem imediat cu reproșurile pe care le face Ucraina României că nu livrează odată bateria Patriot promisă, cea pe care ne-au îndemnat călduros americanii să o dăm. O să vedeți că de altfel și Statele Unite fac noi presiuni. O discuție interesantă cu ministrul apărării Tâlvăr. La ce se poate ajunge, de ce tărăgânem lucrurile atât de mult, cei cu procedura parlamentară pe care o invocă Ministerul Apărării și cât ar mai putea dura, discutăm imediat. Rămâneți cu noi!